Nu putem să nu se mai. Accidentul s-a produs pe DN6 la ieșirea din localitatea Vitănești. Panica a fost cuvântul care descrie cel mai bine starea în care se aflau toți pasagerii din autovehiculele implicate în incident. Circulația a fost blocată 10 de minute în zonă. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de descarcerare, o autospecială de transport victime multiple și un smurt, precum și două ambulanțe. Cele trei persoane rănite, dintre care o minoră, au fost transportate de urgență la spital. Fata în vârstă de 16 ani a fost cel mai grav rănită, suferind multiple traumatisme. Poliția a declanșat o anchetă pentru a stabili care dintre șoferi este vinovat de producerea accidentului.